și după atâtea clipe frumoase petrecute împreună, iată că a venit și clipa despărțirii. E un moment greu pentru noi toți, pentru toată suflarea FC Ermașteri. Cum te simți? Cum ești? Da, e un moment greu și pentru mine. Plec de aici, cu capul sus, dar cu sufletul îndurerat. Pentru că am început un proiect cu FC Hermastat, am promovat an de an și am avut foarte, foarte multe situații plăcute, evenimente plăcute, alături de suporterii noștri minunați, sibieni. Vreau să le transmit mulțumiri pe această cale și îi asigur că pe fiecare dată când am intrat pe teren, am intrat cu sufletul, chiar dacă am făcut jocuri bune sau jocuri mai puțin bune, a fost cu sufletul toate. Da, a fost o despărțire extrem de amiabilă, cu oamenii de aici am stat la masă, am discutat, foarte, foarte, foarte ok toată discuția. Da, vreau să plec pentru că vreau să joc mai mult. Cred că e un pas înainte pentru cariera mea și de aceasta am luat această decizie. Care e următorul pas pentru tine? Sau vom afla? Sau? Veți afla zilele următoare, cu siguranță. O extra întrebare. În ce măsură te-ai mai întoarce să joci pentru AFC Hermașta? În orice fel de măsură, pentru că sufletul meu va rămâne aici. Aici am crescut, cu echipa asta am ajuns la acest nivel. Vreau să mulțumesc încă o dată tuturor pentru toate aceste clipe minunate și cum am zis, oricând m-aș întoarce la Sibiu cu sufletul deschis. The flame. Where?